Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre numere prime și numere compuse. Ne aducem aminte că numărul natural 0 are ca divizor orice număr natural, deci numărul divizorilor săi este infinit. Numărul natural 1 are un singur divizor pe el însuși. Orice număr natural mai mare decât 1 are cel puțin 2 divizori naturali numiți divizori improprii. Un număr natural care are exact doi divizori se numește număr prim. De exemplu, numerele 2, 3, 5, 7, 11 admit doar divizori improprii, numărul 1 și numărul însuși. Numărul natural care are cel puțin 3 divizori se numește număr compus. De exemplu, divizorii lui 4 sunt 1, 2 și 4. Numărul 8 are ca divizori numerele 1, 2, 4 și 8, deci pe lângă divizorii improprii au cel puțin încă un divizor. Un matematician din Grecia Antică a găsit o metodă de a determina numerele prime. Giurul lui Eratostene este un algoritm simplu de descoperire a tuturor numerelor prime până la un număr natural specificat. Acesta se bazează pe eliminarea pe rând a tuturor numerelor compuse dintr-un tabel ce conține în ordine numerele naturale mai mari decât 1. Să identificăm numerele prime până la 100. Primul număr prim este 2. Eliminăm toți multiplii mai mari ai acestuia. Următorul număr prim este 3, iar toți multiplii săi sunt numere compuse și se elimină. 5 este următorul număr prim. Eliminăm multiplii acestuia și repetăm acest algoritm până când rămânem doar cu numerele prime. În concluzie, orice număr care poate fi scris ca produs de numere naturale mai mari ca 1 este număr compus. Numărul natural 1 are un singur divizor, deci el nu este nici prim, nici compus. Numărul natural 2 este cel mai mic număr prim, fiind singurul număr prim și par nu există un cel mai mare număr prim. Cel mai mare număr prim descoperit până în prezent este format din 23.249.425 cifre. Cum verificăm dacă un număr este prim sau compus? Împărțim pe rând numărul dat la numerele prime, luate în ordine crescătoare, sau verificăm divizibilitatea folosind criteriile până când câtul împărțirii devine mai mic decât împărțitorul. Dacă la toate împărțirile se obține rest nenul, atunci numărul este prim. Dacă la una dintre împărțiri restul este 0, atunci numărul este compus, iar împărțitorul și câtul sunt divizorii ai săi. Să verificăm dacă numărul 251 este un număr prim. Împărțim pe rând acest număr la cele mai mici numere prime în ordine crescătoare. 2, 3, 5, 7, 11, 13 și 17. De fiecare dată obținem reznenul. Ne-am oprit atunci când împărțitorul a devenit mai mare decât câtul. În concluzie, numărul 251 este prim. Numărul 247 nu este prim, întrucât la împărțirea acestuia la 13 obținem restul 0. Deci, numărul 247 este un număr compus și se poate scrie ca produs al numerelor 13 și 19. În continuare, vom rezolva câteva exerciții utilizând noțiunile învățate. Pentru a determina numerele prime a, b și c, care verifică relația 7a plus 4b plus 2c egal cu 36, vom utiliza proprietățile divizibilității. Cum 4B, 2C și 36 sunt divizibile cu 2, 7A va fi divizibil cu 2. Dar 7 nu este divizibil cu 2. În concluzie, A va fi divizibil cu 2. Cum singurul număr prim par este 2, A va fi egal cu 2. Înlocuind, obținem că 4B plus 2C egal cu 22. Împărțim relația la 2 și ajungem la 2B plus C egal cu 11. Cum B și C sunt numere prime, se obțin soluțiile B egal cu 3 și C egal cu 5 sau B egal cu 2 și C egal cu 7. În următoarea aplicație, demonstrăm că numărul A egal cu 3 la puterea 4n plus 2 la puterea 4n plus 3 plus 6 la puterea n nu este un număr prim. Încercăm să demonstrăm că A este divizibil cu un număr natural. Pentru a realiza acest lucru, vom calcula ultima cifră a lui A. Cum ultima cifră a unei sume este egală cu ultima cifră a sumei ultimelor cifre ale fiecărui termen, calculăm ultima cifră a lui 3 la puterea 4n egală cu ultima cifră a lui 3 la puterea 4 egală cu 1, ultima cifră a lui 2 la puterea 4n plus 3 egală cu ultima cifră a lui 2 la puterea 3 egală cu 8, și ultima cifră a lui 6 la puterea n egală cu 6. Deci, ultima cifră a lui a este 5. Conform criteriului de divizibilitate cu 5, numărul A este divizibil cu 5, deci acesta nu este număr prim, fiind un număr compus. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.